găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? Frumusețea chipului, o aspirație a oricărui om de pe pământ, indiferent cât de generoasă ori de vitregă este viața cu el. Cum o obținem, cum o ajustăm și, foarte important, cum o întreținem. Conceptul One Day Implant în stomatologie și semnificația simptomului de gură uscată, în rubrica La Dentist cu Dr. Leahu. Calitățile curative ale celui mai puternic antibiotic natural, usturoiul și o mască naturală exfoliantă bună pentru pregătirea tenului în acest sezon. Potrivit lui Molière, frumusețea chipului este o podoabă fragilă, o floare trecătoare, strălucire de o clipă, care nu-i legată decât de epidermă. Să luăm de bun ce zice maestrul comediei franceze, că poate a cugetat într-un acces de seriozitate, și să vedem cum putem întreține cât mai temeinic această podoabă în ciuda adversarului timp și a fizicului vitregit de mama natură. Ne vor spune medicii Catrin Elbanu și Andrei Gregorian, specializați în estetică facială. Normal că acum toată lumea vrea tinerețe fără bătrânețe, buze senzuale și piele fără riduri. Și atunci femeile sunt primele care optează pentru astfel de injecții, bine și bărbații, dar într-un procent mai mic. Ele aleg în principal augmentarea buzelor, iar apoi le conving să aibă grijă și de tenul lor și de alte riduri pe care nu le văd sau nu le deranjează la momentul respectiv, dar este important și acest aspect. Între toate tipurile de paciente avem anestezie intraorală, ca la stomatolog, cum ar zice pacienții sau pacientele. Nici măcar anestezia nu doare, pentru că folosim un spray cu lidocaină pe care îl aplicăm pe mucoasă, pe gingivomucoasă, adică pe gingie, înainte de a face anestezia intraorală. Anestezie care se efectuează fără pic de disconfort, pentru că acul acela intră fix un milimetru, nu mai mult. Practic intră doar bizoul acului, doar partea șlefuită a acului. Acidul hialuronic este o substanță care se găsește în mod natural în toate organismele vii. El se găsește în țesutul conjunctiv și în alte organe ale organismului viu, mai ales în articulații și în piele. După anestezie am un Schubler cu care măsurăm în special buza de sus, să vedem dacă este sau nu simetrică. În cazul în care este asimetrică, injectăm mai mult acid hialuronic pe zona cu deficit, să zic așa, și sunt, așa cum bine știți, persoane care suferă de asimetrie atât la nivelul buzelor cât și la nivelul feței. Nu este nimeni perfect simetric, este un lucru cert. Persoanele care apelează pot fi persoane începând de la vârsta de 18 ani. Se pot face injectări cu acid hialuronic profilactic, da? Înainte să apară ridul, noi putem să injectăm acest acid hialuronic, care este foarte safe, și să facem o prevenție, da? Atât femeile cât și bărbații pot beneficia de aceste injectări când ei au o sănătate bună sau foarte bună. După ce măsurăm, decidem cum va avea loc injectarea. În principiu vorbesc cu pacientele și le întreb dacă își doresc un efect natural. Un efect natural înseamnă buza inferioară cu 60% mai mare decât buza superioară. Dacă pacientele sunt de acord, atunci nu fac decât să execut această înțelegere, să spunem așa. Contraindicațiile pot fi femei însărcinate, femei care alăptează, pacienți care au boli autoimune, sistem imunitar deficitar, boli ale sângelui, leziuni la locul injectării sau tratării și cei care fac tratamente cu anticoagulante sau antiinflamatoare. Se efectuează procedura de injectare cu acid hialuronic de cea mai bună calitate. Avem numai acid hialuronic de bună calitate, practic nu există chinezării, să le zic așa. Toate sunt cu certificate, cu FDA-uri, cu aprobări și cu stickere pe ele. Avem un lot, o dată de expirare pe toate produsele, deci avem o certitudine și o siguranță că sunt niște produse sigure.
recomand ca aceste injectări se facă în cabinetul sau clinică medicală specializată de către un medic specializat cu competențe care e familiarizat cu astfel de proceduri. După procedura de injectare, pacientele de obicei se uită în oglindă și zâmbesc. Unele se uită la oglindă cu un pic de stupoare, deoarece simt buzele inflamate, umflate și atunci trebuie să le reconfortăm. Eu și echipa mea să le spunem că acest edem inflamator va dura o zi, două și va dispărea pe măsura trecerii acestor 2-3 zile de edem. După astfel de intervenție, există niște efecte adverse minore, da, de vindecare, cum sunt roșeața, pruritul, un disconfort în zona tratată, mici echimoze, hematoame care dispar în 7-10 zile, sau efecte adverse mai rare, dar trebuie să știm și despre acestea, abcese, necroze, nopduli subcutanați, care apar dacă injectarea este făcută cu un acid hialuronic de proastă calitate, no name, care nu a parcurs proba timpului și nu are niște studii clinice în spate. Ca și recomandări, post-injectare de acid hialuronic și nu numai de acid hialuronic și sunt valabile pentru o gamă largă de proceduri, avem în felul următor: fără temperaturi excesive, fără saună, fără solar, fără alcool 24 de ore, se știe că alcoolul face vasodilatație și crește riscul de apariție ale chimozelor, al vânătăilor, fără antiinflamatoare din același motiv, de tip ketorol, ketonal, ibuprofen și așa cum ați mai auzit, fără să bem în primele 2 ore lichide calde, pentru că nu simțim, avem buzele amorțite, o să vezi, și la fel, fără temperaturi excesive în minus. Aș vrea să nu se rujeze pacientele mele timp de 2 ore, pentru că rujiul mai țin aruncat prin geantă sau nu numai și poate avea pe el germeni și atunci riscul să facem o suprainfecție la nivel local este mai crescut. Se pot da însă cu balsam de buze sau poate să lase chiar crema de arnică pe care le aplicăm imediat post-injectare. Acidul hialuronic fiind cel mai safe mod de umplere, cel mai safe filler, pentru că sunt mai multe tipuri, este safe pentru că durează 9-12 luni, este complet eliminat de organism în 12 luni și atunci e cel mai safe, are și un antidot, hialuronidaza, și normal este și în organismul nostru prezent. Sunteți ocupați, știu. Atât de ocupați încât atunci când vă apucă durerea de dinți, preferați să luați un calmant, amânând la nesfârșit prezentarea la medic. Este păcat de dinți, dar și de sănătatea dumneavoastră. La ora actuală, tehnologiile moderne și deosebit de performante introduse în medicina dentară permit rezolvarea rapidă și sigură a problemelor de acest gen. Senzația de gură uscată este un semnal că trebuie să vă prezentați urgent la medicul dentist. O să aflați imediat de ce. Conceptul modern One Day Implant, care promovează rezolvarea rapidă a problemelor dentare și semnificația simptomului de gură uscată, într-o nouă rubrică La Dentist cu Dr. Leahu. Bun găsit! Ești atât de ocupat încât consider că n-ai timp de dentist? Astăzi, tehnologiile moderne și rapide permit rezolvarea mai multor probleme stomatologice într-o singură vizită la medicul dentist. În România a fost introdus un nou concept de chirurgie ghidată, One Day Implant. One Day Implant reprezintă o abordare nouă a terapiei implantoprotetice, concepută să răspundă atât doleanțelor pacienților, cât și dorinței de perfecționare a medicului stomatolog. Așa cum tehnologia a evoluat pe toate planurile și conceptul R2Gate și One Day Implant reprezintă un progres în domeniul chirurgiei stomatologice, chirurgiei prin implanturi dentare, progres care vine să pună în vârf, în cap de linie,
Siguranța pacientului, reducerea numărului de intervenții chirurgicale, un stres, o traumă postoperatorie mult redusă față de chirurgia clasică și siguranța pe termen lung a unei restaurări care este calculată cu un maxim de precizie. Pentru un confort al intervenției chirurgicale sporit și pentru a avea cele mai bune rezultate și din punct de vedere estetic, R2Gate, respectiv One Day Implant, reprezintă soluția optimă pentru înlocuirea dinților într-o zi. Pornind de la analiza CT-ului și a modelelor scanate, prin intermediul unui software, medicul primește planificarea tratamentului implantoprotetic. Tehnologia computerizată presupune analiza ofertei osoase prin intermediul tomografiei computerizate. Acesta este o radiografie seriată din milimetru în milimetru care ne oferă informații tridimensionale asupra cantității osului, rapoartelor cu formațiunile anatomice, densitatea osului. Având aceste informații legate de substratul osos în care introducem implantul dentar, ne putem alege dimensiunea, adică diametru, lungimea și tipul spirelor pe care le inserăm, astfel încât planul este personalizat pentru fiecare pacient în parte. Nu există o regulă standard, pur și simplu pentru fiecare pacient evaluăm calitatea și cantitatea țesuturilor dure, astfel încât implantul pe care îl alegem pentru pacientul nostru să fie soluția optimă pentru acesta. În ceea ce privește partea de lucrare protetică, adică dintele sau dinții care sunt este necesar să-i înlocuim, aici discutăm despre frezare computerizată, adică după un design pe care îl facem al viitorului dinte pe calculator, prin intermediul tehnologiei de precizie, Computer Assisted Milling se numește, realizăm fie bonturi protetice personalizate din zirconiu pe o bază de titan și acoperite de o coroană de zirconiu, fie coroane integral din zirconiu, care vin direct pe baza de titan și se aplică la nivelul implantului dentar prin înșurubare, sau varianta clasică de coroane din zirconiu frezate și aplicate pe un bond standard prin cimentare. Îmbinând tehnologii de ultimă oră, analiza tomografiei computerizate, scanarea modelelor și procesarea informației prin intermediul unei platforme electronice de vârf, aceasta este soluția optimă pentru realizarea implantului dentar cu încărcare protetică imediată, pentru un rezultat rapid, predictibil și cu o estetică superioară. La sfârșitul intervenției, pacientul va pleca cu un zâmbet nou, totul într-o singură zi. Senzația de gură uscată este extrem de neplăcută. Deși ai putea să crezi că este o afecțiune banală, care se rezolvă de la sine, trebuie să știi că nu este deloc așa. Iată care sunt principalele semne care ar trebui să te determine să faci o vizită la medicul stomatolog. Sindromul gurii uscate se manifestă mai ales la pacienții în vârstă printr-o diminuare a cantității de salivă. Și atunci avem senzația că trebuie să bem tot timpul câte ceva, mai ales atunci când vorbim, și are un impact foarte puternic asupra cavității orale, pentru că fără salivă, atunci dinții noștri sunt expuși tot timpul la riscul de a face carii. Și întotdeauna la genul acesta de pacienți vedem că dinții sunt afectați aproape în procent de 100% de carii dentare. Sindromul gurii uscate mai poate avea ca și cauză principală fumatul, în general la pacienții care fumează și sunt fumători activi, care fumează peste un pachet de țigări pe zi și pentru o perioadă lungă de 10-15 ani, în general manifestă această salivație scăzută și implicit o explozie a cariilor în cavitatea orală. De cel mai multe ori scăderea în cantitatea salivei este asociată și cu o respirație urât-mirositoare. De aici există legătură între fumat și scăderea cantității de salivă. De asemenea, se mai întâmplă pentru pacienții care au suferit de cancer și care au trecut prin chimioterapie sau radioterapie, iarăși pentru acest gen de pacienți există acest efect secundar în care
pur și simplu glandele salivare nu mai funcționează cum ar trebui și nu mai oferă cavității orale saliva atât de importantă, mai ales pentru sănătatea întregii guri, pentru că în salivă există elemente care funcționează împotriva bacteriilor. Așadar, sindromul gurii uscate apare atunci când glandele salivare nu mai funcționează corect. Acest lucru poate fi cauzat de stres, de procesul de îmbătrânire, de consumul de alcool și tutun sau de diete. Există însă și soluții. Există o soluție destul de simplă. Există un înlocuitor de salivă și de asemenea există și produse care stimulează salivația. Acestea sunt produse profesionale pe care în general le recomandăm atunci când pacientul se prezintă la noi în clinică și diagnosticăm această problemă. Oricare ar fi cauza, însă, controlul periodic din 6 în 6 luni vă poate ajuta să aveți o bună sănătate orală și un zâmbet frumos. Am ajuns la final. Ne găsiți pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Vă aștept și săptămâna viitoare cu noi subiecte. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun. Calitățile curative ale celui mai puternic antibiotic natural, usturoiul, și o mască naturală exfoliantă bună pentru pregătirea tenului în acest sezon. În rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Usturoiul, cel mai puternic antibiotic natural cunoscut, are peste 100 de compuși ai sulfului și aceștia sunt de fapt cei care îi conferă usturoiului puterea sa de luptă contra tuturor germenilor care provoacă boli. O mască naturală pe bază de zaț de cafea, miere și ulei de măsline pregătește tenul pentru sezonul rece. Calitățile curative ale usturoiului și secretele măștii pentru ten la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre usturoi, cel mai puternic antibiotic natural cunoscut. Planta folosită cu larghețe în bucătărie ca adaos la mâncăruri și condiment este cunoscută din timpuri străvechi și pentru calitățile medicinale excepționale. Potrivit oamenilor de știință, un miligram de usturoi are puterea a 25 de unități de penicilină. Printre altele, usturoiul ajută la reducerea tensiunii arteriale și a nivelului de zahăr din sânge, calmează astmul, combate bronșita, pneumonia și emfizemul pulmonar. Îmbunătățește circulația și funcțiile inimii, ajută digestia, previne cancerul, elimină viermii intestinali, dar și toxinele din organism. Este bun și pentru tratarea rănilor sau infecțiilor localizate la nivelul pielii. Atenție! Usturoiul are calități curative extraordinare, dar trebuie să respectați câteva reguli dacă vreți să beneficiați de ele. Usturoiul conține alicină, o substanță care devine activă doar dacă este consumat în stare crudă. Gătit, își pierde din proprietăți. Prin urmare, sfatul este să-l consumați, indiferent că este întreg, zdrobit sau tocat, doar în stare crudă, imediat după ce l-ați curățat. Este bine să știți că dacă îl lăsați expus la mediul înconjurător, la fel ca ceapa, usturoiul absoarbe bacteriile și virusii din jur și ajunge să înghițiți o adevărată baterie de agenți patogeni cu riscul de rigoare pentru sănătatea dumneavoastră. Acesta este și motivul pentru care nu este bine să țineți usturoiul curățat în frigider, nici dacă îl păstrați într-un ambalaj etanș. Nu consumați usturoi în exces, deoarece vă poate afecta organismul. Nu aplicați usturoi zdrobit direct pe piele, deoarece provoacă arsuri. Usturoiul este contraindicat persoanelor cu intoleranță digestivă la această plantă, dar și celor care iau medicamente anticoagulante. După ce consumați usturoi, mirosul neplăcut poate fi eliminat dacă mestecați pătrunjel, mărar, mentă, anason, fenicul, busuioc, coliandru, ienupăr sau cuișoare. Atât despre usturoi. Este momentul să ne ocupăm de frumusețea tenului și vă propun astăzi o mască exfoliantă menită să curețe pielea și să o pregătească pentru temperaturi din ce în ce mai scăzute.
Pentru asta aveți nevoie de o linguriță de zaz de cafea, o linguriță de miere, de o linguriță de ulei de măsline presat la rece. Amestecați bine ingredientele până când obțineți o pastă omogenă pe care o aplicați cu mișcări circulare. Lăsați să acționeze circa 10 minute, apoi îndepărtați cu apă călduță. Tamponați pielea cu un prosop curat, apoi aplicați o cremă hidratantă. Pielea rămâne curată, proaspătă, catifelată, strălucitoare. Ne apropiem de final și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că ceapa nu se păstrează în cămară la un loc cu cartofii? Motivul? Cartofii se pot strica în scurt timp. Știați că ierburile proaspete își pot păstra culoarea și calitățile timp îndelungat dacă sunt înghețate în ulei de măsline? Știați că femeia poate să rămână însărcinată chiar și după 7 zile de la momentul în care a făcut sex? Este exact intervalul de timp în care spermatozoizii pot supraviețui în mucusul cervical înainte ca ovulul să fie fertilizat. Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiștii în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem sâmbăta viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!